Clubul sportiv Kinder Târgoviște a organizat o primă preselecție pentru puștii ce visează de pe acum la gloria unui Messi sau a unui Cristiano Ronaldo. Sub sloganul Hai la fotbal, școlarii și preșcolarii născuți în 2003, 2004 și 2005 au fost prezenți la terenul sintetic din incinta școlii Matei Basarab din Micro 3, lângă bazinul de not. Profesorii antrenori sunt la rândul lor, pe cât de tineri, pe atât de nerăbdători să înceapă lucrul cu viitorii fotbaliști. Cosmin Toboșaru a preluat grupa de copii născuți în 2003. Eduard Prisăcaru se va ocupa de cei născuți în 2004, în timp ce grupa 2005 va fi pregătită de Cosmin Lunescu, probabil ultimul mare portar oferit de școala târgoviștană de fotbal. Pot să spun că mi-e puțin greu, mai ales că începem cu vârste foarte mici, 5 ani, 6 ani, dar eu zic că ne vom descurca, pentru că avem experiență foarte mult în spate ca fotbaliști. Ca antrenor e adevărat că nu am, dar pe parcurs o să capăt experiență. Eu am început din toamnă să lucrez cu copii, îl ajut pe Cosmin Toboșaru cu portarii și eu zic că am făcut o treabă bună, au început să se vadă roadele și aici sper să se vadă în curând. Toată lumea vorbește despre lipsa unui interes mai mare pentru copiii și juniorii din România. Voi ce încercați să faceți cu acest club CS Kinder Târgoviște? Să-i contraziceți pe cei care spun că nu sunt oameni interesați de juniori și copii? Da, și asta. Nu, în primul rând vrem să atragem copiii spre sport, nu știu dacă neapărat spre fotbal. Noi îi atragem spre fotbal pentru că asta facem, dar în general spre sport, pentru că pe zi ce trece copiii sunt atrași de mult mai multe activități extrasportive, mă refer calculator și etc. Vedeți și dumneavoastră câte se întâmplă. Și mai mult pentru asta, vrem să-i atragem spre sport. La inaugurarea școlii dâmbovițene au fost prezente numeroase personalități din mediul fotbalistic dâmbovițean, dar și primarul Gabriel Boriga, care a dorit să încurajeze pe micii fotbaliști dâmbovițeni. Zi aglomerată pentru noastră astăzi. Numai printre copii a stat și ultima oară aici la școala de fotbal Kinder Târgoviște. Ce înseamnă pentru un primar îndrăgostit de sport deschiderea unei școli de fotbal? Înseamnă o bucurie mare pe care mi-aș dori să o am, dacă se poate, în fiecare zi. Știu că acest lucru este imposibil. Apropo de această zi care este specială, adresez o dată în plus, astăzi, cred că este a 5-a oară, pentru că ați văzut și dumneavoastră, ați remarcat câte activități avem aici în municipiul Târgoviște, la mulți ani tuturor copiilor, celor care au suflet de copii sau măcar copiilor din fiecare dintre noi, pentru că, să știți, nu cred că este vreunul care să n-aibă un copil în trânsul sau în trânsa, și vorbesc în sensul figurat, nu în sensul propriu. Este un eveniment deosebit pentru municipiul Târgoviște, iată, în aceste vremuri de restriște, vremuri în care multe cluburi au tras cortina, în care sunt probleme de tot felul, mai ales financiare, o nouă grupare, Kinder Târgoviște, își deschide o școală de fotbal aici la noi, la Târgoviște. Nu pot decât să mă bucur, nu pot decât să le urez mult, mult succes. Sunt niște antrenori tineri, îi cunosc pe toți, sunt târgovișteni, sunt de-ai noștri, cum se spune, și ei sunt cei care pot să ducă mai departe tradiția și valoarea fotbalului târgoviștean cu acești copii pe care ați văzut de 6, 7 și 8 anișori, din care probabil peste câțiva ani vor ieși generațiile de talente care să ducă Târgoviștea în, de ce nu, în Europa fotbalistică. Sunt prezent la un eveniment important, lansarea unei școli de fotbal care sperăm noi să aibă succes, așa cum au avut și multe altele în județul Dâmbovița. Ce sentimente vă încearcă când vedeți atâția copii că vin să joace fotbal, să vă calce pe urme? Da, este un lucru extraordinar, un cadou deosebit de 1 iunie, făcut de Ciprian Prisăcaru acestor copii. Eu zic că e o treabă extraordinară și sper ca în timp cât mai mulți copii să vină la această școală să se perfecționeze. Doamne profesor, până la urmă, ce trebuie copiilor din ziua de astăzi pentru a fi atrași către mișcare, către sport în general? Cred că, în primul rând, antrenorii care vor antrena aici și pretutindeni, important, cel mai important este să le redea copiilor plăcerea de a juca fotbal. Eu cred că este esențial în formarea unor viitorilor jucători. Domnule director Prisăcaru, sunteți alături de fratele dumneavoastră la deschiderea acestei școli de fotbal Kinder Târgoviște, o deschidere neașteptată, ținând cont de ceea ce spunea și mai devreme primarul municipiului, că să traversăm vremuri destul de dificile. Da, într-adevăr, traversăm vremuri foarte grele pentru sport în general, pentru sportul românesc. Dar trebuie să vă spun pe de altă parte că din experiența pe care am petrecut-o la București timp de 2 ani de zile, mi-am dat seama că
România nu va mai avea posibilitatea să susțină aceste faze de inițiere, de selecție, de inițiere. Va susține în viitorul foarte apropiat doar performanța și marea performanță. Și pot să vă garantez că în anii ce vor urma, selecția aceasta și inițierea de bază o vor face doar cluburi private și din ce în ce mai mult factorul privat își va pune amprenta pe sportul acesta de jos, de la primul nivel. Și atunci cred că Târgoviște, prin apariția acestui club privat și prin apariția acestor grupe, sper eu să apară și alte ramuri sportive care să adopte această organizare, Târgoviște este cu un pas în fața multor orașe din România, pentru că să știți că nu foarte multe cluburi private supraviețuiesc în aceste zile în sportul din România.